Ioana Petrescu a mărturisit că se află pentru prima dată în orașul lui Brâncușa, aceasta făcând pasul către Pro-România în urmă cu aproape un an. Într-o conferință de presă susținută la sediul partidului, Ioana Petrescu și-a arătat îngrijorarea cu privire la amânarea bugetului de stat pe 2019, dar și în ceea ce privește ordonanța 114, care se referă la instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare. Cu siguranță mă vom mai întoarce în Târgu Jiu și face foarte multă plăcere să vin să discut cu oamenii, să discut atât cu membrii noștri, dar și cu cei care nu sunt membri, poate chiar și cu cei care ne critică, pentru că ne interesează de la centru, de la București, să știm care sunt problemele aici la firul ierbii. Noi de la București vedem anumite lucruri pe care o să vi le prezint și dumneavoastră, dar este important cum le percepem omul de rând. Două lucruri pe care le-am discutat astăzi cu membrii Pro-România de dimineață au fost amânarea bugetului și implicațiile lui și al doilea lucru, ordonanța 114, care ne îngrijorează foarte mult. Filiala Gorj a Pro-România a strâns în ultimele zile peste 3.000 de semnături pentru susținerea listei de candidați la alegerile europarlamentare. În centrul orașului a fost instalat și un cort unde o echipă de la Pro-România strânge semnături de la cetățenii orașului. Deputatul de Gorj, Alin Văcaru, reprezentant al Pro-România, a declarat că este mulțumit de numărul de semnături strânse până acum, dar și de modul în care partidul este perceput de către cetățeni. Am început să strângem semnături pentru lista de europarlamentari. La momentul acesta avem aproximativ 3.000 de semnături și în fiecare zi avem cortul amplasat în centrul Târgu Jiului, unde sunt colegii mei de la organizația județeană, de la tineret, de la femei, de la seniori. Sunt în fiecare zi prezenți și toți oamenii care vin acolo cu siguranță găsesc acolo inclusiv materiale publicitare cu unii dintre candidații noștri, mă refer la Victor Ponta și Corina Crețu. Și credeți-mă că sunt îmbucurător, eu sunt mulțumit de cum merg lucrurile și de cum ne percep oamenii. Victor Ponta, președintele Pro-România, a anunțat recent la Târgu Jiu că va deschide lista de candidați ai partidului la alegerile europarlamentare, dar nu se va duce la Bruxelles. Ponta a spus atunci că vrea doar să se implice în lupta din campania electorală și că, practic, primul candidat din partea Pro-România care va merge în Parlamentul European va fi Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională.